Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai TLM Neamț. Suntem la rubrica Interviul TLM. Astăzi vom face o sincopă în alegerea subiectelor noastre. După cum vedeți, sunt alături de doi oameni tineri, doi oameni frumoși. Sunt o familie de tineri obișnuiți, oameni care trăiesc lângă noi, printre noi, au ales de curând să-și lege destinele. Sunt o tânără familie care a ales să rămână aici, în România. Da. Bun găsit, Alina și Cornel Tănase. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit, dragi telespectatori TLM Piatra Neamț. Oameni buni, să începem cu începutul. Noi ne cunoaștem de relativ puțină vreme, nu? Da. Ce ați făcut până acum câțiva ani? El râde, așa râd pescarii, vă spun eu. S-ar putea să mai fi văzut pe Cornel pe micul ecran de la TLM în câteva materiale cu pescari. Circulă suficiente legende urbane apropo de credibilitatea lor, dar eu bag mâna în foc pentru prietenul meu Cornel. Am venit la el ca la un om de încredere, pentru că știți de fapt unde lucrează Cornel. Este un om care se luptă cu focul, este un om care se luptă cu inundațiile, e omul care vă ajută, unul dintre cei care vin în momentul când sunați, când sunteți disperați la apelul de urgență 112, ISU Neamț este prima instituție care vă sare în ajutor și totdeauna au făcut-o cu brio. Lucrează acolo oameni de nădejde, îmi povestea unul dintre foștilor camarazi, domnul Iulian Jugan, actualmente lucrează în altă parte, dar a lucrat multă vreme între ei și ne spunea, ajungeam acolo aproape odată cu ei, la un incendiu, la o inundație, la un eveniment ăsta nefericit. Atunci trebuia să le fi văzut chipurile, trăirile. Unii dintre ei înainte se îmbrace și făceau o cruce, alții se uitau la o poză a copiilor sau a persoanei iubite. Cornel cu siguranță avea poza persoanei iubite, adică pe Alinei, nu? Pe Alinei, sper. Alinei, da, bineînțeles. Da? Așa. Ei încă nu au copii, dar se pregătesc pentru să lucrăm la acest aspect. Așa. Da. Alina urmează studiile Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Piatra Neamț. Are o voce minunată, cântă într-o formație aici, în Piatra Neamț, este cunoscută, este apreciată, este o prezență mulțumesc, deosebită. Uitați împreună, uitați ținându-se de mână, sunt o familie de tineri obișnuiți din România. De ce n-ați plecat? Unde nu v-ați gândit măcar sau n-ați ales deja să plecați în străinătate? Cum au făcut-o, din păcate, foarte mulți tineri? Ne-am pus această problemă în urmă cu aproximativ 3-4 ani. Am luat în calcul și acest aspect, dar în urma unor discuții am decis să încercăm să facem ceva acasă, pentru că am considerat că dacă ești serios și încerci să faci performanță într-un anumit domeniu, poți să-ți câștigi o pâine cinstită și aici. Și pe de altă parte, eu sunt un pic mai naționalist. Am zis că dacă nu rămânem noi generația tânără acasă și nu încercăm să ridicăm această țară de la nivelul nostru de familie și ușor, ușor la nivel de societate, nu prea mai văd ce viitor ar avea această țară. Da, putea să ne punem problema ce lăsăm copiilor voștri. Ce am putea să lăsăm? O țară pustită, o țară fără oameni care să muncească, o țară așa, animalul. Cu siguranță oamenii ar munci și românii nu cred că sunt un popor de oameni leneși. Dar, pe de altă parte, ei vor și, cum e și normal, o remunerație normală în urma efortului depus. Să trăiască mai bine, vor eforturile mai bine răsplătite. Este firesc. Din păcate, România nu a avut așa o evoluție pozitivă, nici din punct de vedere economic, nici pe toate planurile a fost un declin, dar, din punctul meu de vedere, singura șansă prin care noi putem înainta este să s-a ajuns la nivelul de criză de celulă familia. E ultima, practic toate celelalte forme care puteau să ducă România mai sus, nu o conform fac. Statisticilor, stimați prieteni ai TLM,
Numărul divorțurilor, cel puțin până în această perioadă, la începutul anului până acum, este mai mare decât cel al căsătoriilor. Sporul natural este negativ. Nu mai intrăm în amănunte că din 90 până acum în România au fost aruncați la gunoi peste 20 de milioane de omuleți micuți. Peste 20 de milioane de avorturi în România, o țară creștină. Nu insistăm în această privință, deși ei doi ar avea ceva de spus, sunt buni creștini. Încercă. Niciodată nu poți să spui despre tine că ești un foarte bun creștin. E o muncă continuă cu tine. Sunteți oameni credincioși. V-am prins în perioada posturilor. Într-adevăr, posteau. I-am văzut ducându-se regulat în, la biserica parohială de care aparțin. Au duhovnicul lor. Am fost la cununia lor religioasă, ținută după tot tipicul, cu un sobor de preoți. Slujba a fost încântătoare, au făcut față cu brio, au știut crezul, au știut Tatăl nostru fără să li se șoptească. Nu râdeți, nu râdeți, pentru că sunt foarte mulți creștini care habar n-au ce caută prin biserici. Alina, e o chestie moștenită din familie cu asta cu credința? Este, ținând cont că am un frate diacon. Oarecum m-a mai tras așa de urechi câteodată și m-a îndrumat să merg mai des la biserică, cu toate că recunosc că nu sunt prezentă duminică de duminică, dar atât eu cât și Cornel ne străduim și ne dorim să fim. Clar, în limita, mai des. Cum să zic, nu sunteți niște habotnici. Nu. Da. Trebuie... Dar respectați adevărurile cât religioase. Cât se poate, că nu suntem nici noi acum în lumea în care trăim. Nu ai cum, pur și simplu, să respecti. Că... Până la urmă, familia trebuie să se sprijine pe niște valori. Asta este clar. Acum, valori tradiționale, morale, valori creștinești, cutume, care sunt neapărat valorile pe care... Eu cred că sau minimum de valori în care... religia creștină ortodoxă avem absolut tot ceea ce este nevoie, toate exemplele prin care putem să trecem de zi cu zi, peste greutățile de zi cu zi și peste orice problemă avea. Găsim acolo toate soluțiile și rezolvările. Acum, apropo de ce spuneai cu numărul divorțurilor și cu toate celelalte lucruri care se întâmplă nu numai la noi în țară, cu siguranță pe plan mondial. Eu m-am referit la ce ne privește pe noi, pentru că noi aici trăim, Cornel. Trăim ca într-o și societate... voi și eu am ales să rămân în România și în pasă. Trăim într-o societate în care lucrurile se aruncă înainte să încerce să se repare. Pentru că e o societate de consum impusă de marile corporații. Să cumpărăm, așa, să cumpărăm, s-a stricat, să aruncăm. Orice căsnicie, orice relație are suișuri și coborâșuri, momente în care poate simți că nu mai poți și ai vrea să renunți și momente în care poți să spui că ești cu adevărat fericit. Orice relație se ține cu sacrificii, cu momente în care trebuie să te uiți pe tine și să îl pui pe celălalt pe primul loc și cu momente în care trebuie să faci totul ca să repari o anumită greșeală. Cred că aici este problema. Tinerii din ziua de astăzi privesc relațiile mai superficial, o parte din tine, o parte, pentru că sunt unii dintre ei care cu siguranță sunt demn de a fi exemple de urmat, ca și voi aminte. Cu siguranță. Pentru asta am venit eu aici, dragi telespectatori. Eu consider că acești doi tineri, acești doi frumoși tineri de lângă mine merită să reprezinte un exemplu pentru tinerii de vârsta lor, pentru cei care abia și-au închegat o familie sau care sunt în prag să și-o închege. Cu ce v-a ajutat faptul că sunteți buni creștini, Alina, Cornel, Alina? Oh, dar ne-a ajutat cu multe. Ca să fii, oare să fii un bun creștin, te ajută să ierți. Da. Te ajută să închegi mai tare o familie. Te ajută să treci peste anumite momente proaste și... Bună, relațiile cu ceilalți din jurul tău, cu colegii de la serviciu, cu colegii de la facultate, în societate, în general, amândoi ați trecut prin niște cumpene, știu eu, înainte să vă căsătoriți, totuși ați hotărât să urmați drumul vostru, să vă formați familia.
Consider că este firesc să întemezi o familie și să încerci să ai cel puțin un copil, pentru că până la urmă tot efortul pe care îl faci zi de zi trebuie să rămână cuiva și în plus de asta ești cu adevărat împlinit în momentul în care ai cel puțin un copil. Pentru că e păcat, ajungi la o vârstă peste ani, am discutat cu destule persoane mai care au trecut prin viață și care poate nu au avut norocul sau fericirea să aibă un copil și, de exemplu, vecinul nostru, domnul Popa. Și atunci ei nu s-au simțit împliniți decât în acest moment. Sau am o grămadă de exemple în jurul meu, proaspeți tătici sau proaspete mămici care au simțit că, într-adevăr, viața a început și s-a schimbat în momentul când au avut un copil. Mi se pare firesc și nouă să ne dorim acest lucru, dar nu ține doar de noi, până la urmă toate lucrurile vin atunci când trebuie să vină și când poate când te aștepți mai puțin. Nu sunt niște oricum, chestii pe care le poți programa. Voi sunteți pregătiți să vă măriți familia? Da. Alina. Da, eu pentru spun că, da, pentru că văd pentru că ești mine și ți râd ochii când pentru spui, mine copiii sunt tot ce e mai scump pe pământ. Pentru că mă uit în jurul meu, arată foarte frumos casa voastră. Avem și cămeruța lui, deocamdată. Deja pregătită, da? Totul este nou, bine pus la punct, încă nu au terminat copiii ăștia doi, încă nu și-au terminat de pus la punct cum ar vrea ei casa. Nu-i întreb de ce datorii au și totuși continuă, perseverează. Au zâmbetul pe buze, ochiile râd, îi văd oameni fericiți. Mai este posibilă fericirea în România, Alina? Da. Da, îți trebuie clar, mult da. Ca să fii fericit? Eu cred că dimpotrivă, îți trebuie puțin ca să fii fericit, pentru că dacă vrei foarte multe lucruri deodată, tot timpul o să simți că lipsește ceva și nu apuci să te bucuri de ceea ce ai. Atâta timp am învățat o lecție destul de dură în ianuarie, când mama mea, în urma cancerului, unei boli care nu prea iartă, a murit. Și mi-am dat seama atunci că dacă sunt sănătos, soția mea e sănătoasă, familia e sănătoasă, prietenii sunt sănătoși, nu ai nevoie de absolut nimic mai mult ca să fii fericit. Da, și pentru că pregătirile voastre, din câte știu eu, de nuntă și de asta erau deja într-un anumit progres, v-ați gândit, eu cel puțin la așa m-aș fi gândit, că mama ta ar fi vrut să vă vadă împreună fericit, să vă vadă exact cum sunteți acum. Am vrut să renunțăm. Am văzut că a fost foarte decent. Am vrut prezența renunță. Voastră și la prestația voastră, de fapt, și la cununia civilă și la nuntă, nu v-ați destrăbălat, nu v-ați dezmățat, nu nimic. A fost o nuntă frumoasă, decentă, românească, ați fost înconjurați de prieteni, da. Erați foarte frumoși oameni. Am fost la nunta lor, am fost și la, cum v-am spus, că la cununia religioasă am fost și am făcut și câteva poze acolo, am văzut doi oameni frumoși, radioși, și care amândoi au spus da, așa hotărât, din suflet, nu de fațadă, nu regizat, se vede de la distanță, prin tot ce fac, că se iubesc, că le place viața și da, sunteți niște norocoși. Pentru că ne-am găsit, e foarte greu în ziua de astăzi să găsești femeia sau bărbatul cu care să ai mai multe compatibilități și cu care să rezonezi. Da, cu care să reușești să te încarci, să treci peste greutățile de zi cu zi. Nu, la noi cred că a fost destinul. Dragoste la prima vedere? Așa, da. Din partea mea, da, convins. Da. Acum vreo 6 ani și ceva, aproape 7 de acum. Bun, a durat o bucată de vreme până ați hotărât să faceți pasul ăsta. Din cauza mare. Mea, aici, cred că noi ai bărbații fost eficient? Nu am fost reticent, dar cred că mi este mai greu să... Alina, nu, nici de lăsare. De oh, dar ce l-am tras. Ai spus, hai că e cazul să facem noi să... La un moment dat era aproape un ultimatum. Ori ne căsătorim, facem o logodnă, ori nu mai continuăm relația, că deja au trecut atâția ani. Nu, ea a avut dreptate, dar eu cel puțin, din punctul ăsta de vedere, nu știu. Sau bănuiesc că fiecare din noi bărbați avem așa o mică reținere când e vorba să facem acest pas. Chiar dacă nu aveam niciun motiv să am această reținere, dar cred că era ceva psihic, care a fost depășit destul de ușor și până la urmă a fost o cerere în logodnă. Așa, după tot tipicul, da? Alina, da, spune-mi cu... asta în genunchi?
Când ți-au oferit inelul? Da, da. Eu am stat în genunchi. Am toate motivele să-i cred, pentru că sunt niște copii foarte serioși. Îi vedeți zâmbăreți, râzăreți, așa, plin de viață. Dar să știți că sunt foarte serioși. Și foarte serioși în ceea ce fac și serioși în primul rând în relația lor. Sunteți foarte buni prieteni, în primul rând, cred. Clar. Dar fără prietenie nu se ajunge la iubire. Iubirea adevărată, că deja nu mai vorbim de iubirea aia din primele zile. Aia fluturașa aia care vin, pleacă și lasă în loc ce ar putea să lăsă un mare gol. Deci niciodată nu poți să construiești o căsătorie sau o familie pe senzațiile alea de început, pe fluturaș sau pe o atracție fizică. Bineînțeles, este important să-ți facă plăcere prezența persoanei de lângă tine, dar nu poți să construiești o relație pe atracția fizică. Asta e clar, cred că toată lumea conștientizează acest aspect. Și vă gândiți că în timp frumusețea asta se trec, se, nu știu, eu cred chiar că dacă sunt timp, adjuvante, sunt tot felul de soluții acum, acizi hialuronici, botoxuri și silicoane și eu cred așa că... de te minunezi, vezi câte, prin ziare câte o tipă de zici care frate, 25 de ani, nu-i dai mai mult, afli că de fapt are 68. Nicio nu chestie. Știu, relația e ca un vin. În timp are un alt parfum și un alt gust. Și se nobilează. Și se nobilează cu siguranță. Trebuie să fii prieten pentru că familia este locul unde îți încarci energia și lupți. Să-mi spui dacă te simți mai responsabil acum de când ești căsătorit oficial cu Alina pentru familia voastră. Eu, problema mea este că tot timpul am fost un pic cam responsabil, cam am încercat când să... Când pleci la o intervenție, Cornel, te gândești la viața ta, la faptul nu, că nu. Ți este pusă în pericol sau te gândești întâi la Alina, la faptul că ea este acasă și se gândește nu, că nu, tu nu. Ești acolo unde... Ar fi o greșeală din punctul meu de vedere... să mă gândesc la Alina sau acasă sau la viața mea. În momentul când pleci la intervenție, îți intră automat antrenamentul în minte, ai niște algoritmi pe care îi urmezi, intervin niște automatisme, bineînțeles, ești atent la... Automatisme la care intervin după ani de antrenamente, după ani de antrenamente și după și multe, chiar, multe și cazuri ore reale, da. Da. De intervenții. Dacă tu stai și ești concentrat pe familie, pe copil sau pe alte probleme, riști să nu-ți faci treaba bine, iar asta de multe ori poate să însemne viața ta, a partenerului tău de intervenție sau a unei potențiale victime. Deci nu, familia nu își are locul în momentul când ești la serviciu 24 de ore, ești la serviciu, familia e acasă, în siguranță, nu are nicio legătură. Alina, tu vrei să urmezi o carieră pedagogică sau una de solistă? Știu că faci cursurile Academiei de Muzică Gheorghe Dima, de aici, din Piatra Neamț. Ești în anul? 4. Păi mai puțin și... Puțin, bun, da. Ai făcut și un modul pedagogic cumva acolo? Este, da, și modul pedagogic, dar tocmai de ce m-ați întrebat, nu știu dacă... Sunt deocamdată un bun pedagog sau aș putea fi. Păi, nu știu dacă am răbdarea necesară. De ce spui asta? Mai ales că ai spus că îți plac copiii. Îmi plac copiii, dar acum să vedem și cât răbdare am cu ei. Întâi să fac unul, să facem unul. Și după aia vedem. Nu știu deocamdată ce. Te-ai hotărât la o carieră muzicală? Vreau să spun, care să depășească. Asta da. Știu sigur că... tu și recitalurile tale au depășit granițele județului, dar te-ai gândit la o carieră de sine stătătoare în domeniul ăsta? Oarecum nu pot să zic că deja mi-am propus că trebuie să fac asta și asta. Într-adevăr, vreau să depășesc un anumit nivel în muzică, dar nu mi-am propus ce trebuie să fac. Eu am fost o fire care am lăsat oarecum cursul vieții. Și am făcut ce văzând mi-a plăcut, am făcut ce mi-a plăcut și atunci toate au venit, am primit cum ar fi, nu mi-am propus nimic și n-am forțat nimic. Ăsta e un dar, văd copii de la vârste foarte, foarte fragede, împinși practic de la spate de părinții lor spre o carieră în domeniul ăsta, din discuțiile cu profesori de muzică specializați în astfel de activități, în lucru cu astfel de copii care tind să... nu știu, să ajungă soliști, să trăiască din așa ceva, spun, mi-au spus oamenii, uneori le spun și părinților, nu totdeauna, dar uneori le spun, dintr-o sută de copii, cam unul are șanse să reușească, restul
Doar rămân cu speranța. Eu consider tu ai început de mult? Nu, de cântat. Am început facultatea acum 3 cântai ani. Cântai deja, Alina? Nu cântam, nu. Până ai descoperit... De... amator poate da? Cânta, dar ai descoperit plăcerea asta în momentul când ai început cursurile Academiei? Da, da. Minunat. Da. Așa am mai cântat în corul școlii de mică și... Și eu, dar n-am crezut niciodată că sunt talentată. Dar ne mai trimitea domnul profesor Grigorică, căruia îi port o stimă deosebită, venea prin clasă să caute elevi pentru corul școlii și prea să cântăm tricolorul, era imnul de atunci, asta se întâmpla cu foarte, foarte, foarte mulți ani, nu spun câți, dar mulți. Și gata, uite, pa, tu ești la partida bașilor, nu înțelegeam eu prea bine cu ce să mănâncă chestia asta. Știu că mai venea din când în când, ne mai strângea, bă, bașii, băgam una în buzunar, scoteau o hârtie, erau hârtii de 5 lei, cât sunteți, vreo 20, ia, luați două pachete de carpați și așa ca să, că voi bași, da? Hai, dați-i drum. Nu, glumesc, prea rar se întâmplau, asta era o legendă care circula. Se pare că a fost cândva adevărată, dar a devenise legendă deja. Ce v-ați propus pentru viitorul imediat, în afară de munca pentru terminat casa? Ați fost într-un concediu, acum vă văd bronzați. Am reușit, da. Ați reușit am după reușit, un lung timp. Știu că nu prea ați fost în ultimii ani. A fost un an foarte greu pentru noi, cu multe evenimente și pozitive, dar și mai puțin pozitive și unele greutăți. Am primit și poruncă duhovnicească, neapărat un concediu. Noi muncim foarte mult. Deci Alina, pe lângă faptul că ea activează într-o formație și cântă, este și stilist, are firma ei, tunde. Ca înseamnă tot muncă, 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 pentru că trebuie să fie acolo. Oamenii vin la stilistul Alina, nu vor să aibă de-a face cu altcineva. La tine vin, nu? Clar. Și fiecare vrea altceva. Personalizezi? Da. Îți place ce faci? Clar, da. Dar dacă nu faci cu dragoste ceea ce faci, nu consider că nu poți să faci lucrul acela bine. Eu cred că s-a ajuns deja la o artă în domeniu. Ca să tuni sau pe cineva sau să-i aranjezi părul în așa fel încât să îi se potrivească exact. Să pună în valoare în funcție de fizionomia persoanei respective. Dar asta e diferența între un stilist și un frizer. Eu tot la frizer mă duc oameni bun, deși nenea Mitică la care merg eu la tuns, tunde și doamne. Este în vârstă, are multă experiență, pe firma dumnealui scrie frizerie, așa, e ok, eu mă împac foarte bine, uitați, știe, îi dau bani ăștia, mă tunde de toți banii, nu, cu numărul 3, nu e foarte mult de muncă, în câteva minute a rezolvat. Nu e așa de ușor și la voi? Nu e, pentru că în același timp, până să fii stilist sau frizer, ce ai fi, trebuie să fii și un psiholog. Îți dai seama de ce vrea lucrul de fapt fiecare. Lucrul cu oamenii nu e chiar atât de ușor. Dar mie îmi place. Și îmi place să primesc fiecare client al meu cu zâmbetul pe buze, tocmai de aceea am și... destui clienți cât să mă descurc și cât să... Dar să nu trebuiască să închizi firma Nu. Înseamnă că partea cu formația, cu cântatul este și ceva practic, dar și o mare plăcere, dacă asta e pe lângă activitatea ta la salon acolo. Păi când am început cu muzica, din plăcere am început, nu m-am gândit niciodată că o să ajung să cânt într-o formație sau... Să fii plătită. Da, că o să poți câștiga niște bănuți. În definitiv, e o muncă și trebuie plătită. Cu atât mai mult cu cât, ca și în cazul stilistului Alina, te adresezi sufletelor. Da. Nu? Muzica face nunta, dar o nuntă fără o muzică adecvată, îi vezi pe meseni cu multe de alea căzute așa, stând la masă, nu-i vezi ieșind la dans, nu-i dai spartă, e terminată. Așa e. Eu întotdeauna am admirat-o că are meserii prin care, pe lângă faptul că își câștigă existența, ca să spunem așa, oferă ceva oamenilor. Și, în general, prin muzică sau prin
faptul că te face să arăți bine și mulțumit de tine, oferă oamenilor lucruri bune și pozitive. Și tot timpul am admirat acest aspect. Așa, la ea. Activitatea îi ridică moralul. Pentru asta exact. Este... Da, păi asta am spus și eu întotdeauna. Cred oferă. Că asta e cea mai mare satisfacție a mea pe lângă bani, că banii vin azi duc, ai, mâine nu-i da, mai ai. Da. Dar nu pleci cu ei, clar. Dar atunci când ajungi să bucuri oamenii, am zis că ăsta cred că e cel mai frumos sentiment, să ajungi să bucuri oamenii. Că așa să spunem un lucru urât sau să jignim, e mult mai ușor decât să ajungi să bucuri un om și să-l faci să fie fericit în ziua aia. Să știi că, uite, l-am făcut și o să fie fericit ziua asta. Două geaburi, două plăceri, Cornel, un serviciu pe care știu că îl faci cu abnegație. Două și eu. Vreau să mă refer acum la cea de-a doua mare pasiune a ta, în afară de Alina. Cea de-a doua pasiune mare a ta este da, pescuitul, dar țineți cont, oameni buni, omul mi-a făcut o destăinuire acum o bucată de vreme că nu prea mănâncă pește, nu prea îi place pește. În schimb, când e vorba de pescuit, ar fi în stare să stea pe baltă zile, săptămâni, luni. Și ce e mai Alina, frumos este că vine cu mine. Da? Alina, tu ce părere ai despre hobby-ul ăsta lui? Te lasă singur, te mai lasă singură mult? Prea puțin, pentru că m-am învățat și eu și atunci merg și tu la pescuit cu el. Acum, din pasiune sau ca să mai fii cu ochii pe el? Cred că primele noastre întâlniri pe apă, cum se zice, atunci au fost oarecum forțate din dorința de a sta cu el cât mai mult. Și după între timp care, după care a început să-mi placă, pentru că eu având serviciile astea două care sunt destul și de... Te solicită și îți absorb energia, acolo mă încarc. Și am ajuns să-l înțeleg mai mult și pe el, că la început, ca oricare femeie, mai spuneam, iar te duci la pescuit, iar păi, dacă își pregătește unelte, rucsaci, cizme, pelerine, barcă. Și acum îl înțeleg altfel. Acolo Cornel, așa din lunga lui activitate de pescar nemincinos, deci garantez pentru chestia asta, stimați telespectatori, el este un pescar nemincinos, pentru că știți ce face? O captură, faci o poză, oameni buni, asta e a mea, uitați, sunt singur în barcă, nu mi-a sărit așa, îi dau drumul frumos. E clar că trebuie crezut. Este captura lui, n-a luat-o de la alimentarea din colț, nu? Suntem în secolul în care totul se fotografiază, se pune pe Facebook. Da, fenomenul selfie și adiacentele. Am ajuns în punctul în care ies la pescuit pentru a practica un sport și pentru a-mi satisface un hobby. Și ca să experimentez ceva, nu dăm nume de site-uri anume aici, vreau să spun că domnul Cornel Tase, așa își zice el, Tase, face niște chestiuțe cu care momește bieții peștișori naivi, care se prind în chestiuțele alea, el îi scoate, face poze cu ei, se uită, parcă ar fi trebuit o înțepătură mai așa, mai drege ceva la momeala aia, o mai folosește, o vine acasă, repară un șurub, o pană, un atelier. E drept. Pescuiesc ai transformat hobby-ul ăsta da, și la în început, practic. Bineînțeles, am început cu pescuitul ca orice la râmă. Pescar, la râmă, la tot felul de momente. În timp am rafinat așa cam ce stil de pescuit mi-ar plăcea. Am adoptat exclusiv un pescuit la spinning, deci la răpitori. La răpitori cu momente artificiale. Momele artificiale pe care mi le fac eu, de 3 ani de zile îmi fac singur voblerele și celelalte năluci cu care reușesc să păcălesc pește, nu chiar atât la de naiv. Alina, umblă după năluci. Da, după năluci. Ce să spun, e o activitate când pe care o recomand tuturor. Câtă satisfacție în glas, așa, simte-o din glasul tău că nu-i vocea ta obișnuită când vorbești despre ceva. Și este normal să vorbești în felul ăsta despre ceva ce îți face plăcere. Alina, tu când te pregătești de cântat, cum te duci spre locul unde ai să cânti? Cu gândul că, Doamne, o să fie o mare de oameni, care, de ochi, care o să mă privească, o mare de urechi să mă audă, bănuiesc că îți controlezi întâi ținuta, da. Și apoi tot timpul are emoții, pe buze, tot timpul are emoții. Oameni buni, eu sunt cânt și încânt. Încerc.
cel puțin încerc, dar emoții nu ai cum să nu ai. Emoții am până în momentul în care ajung pe scenă. Deja când sunt acolo și încep să cânt, au trecut toate. Se transmit bucurie și primesc la rândul meu. Și este minunat ce spuneam mai devreme, asta. Cred că asta e cel mai... Și în cazul lui Cornel Bănescu aceeași chestie, nu? Când lansez și relativ repede agăs ceva... Nu contează. Dar nu te-au dezamăgit necapturile? Nu. Poate că fiecare dintre dumneavoastră are o activitate care îi face să uite de absolut orice și să-și aducă aminte de cum era când era copil și nu avea nicio grijă. Pentru mine, pescuitul face acest lucru. Te trimite înapoi în copilărie? Sunt în vremurile copil, alea când ai tăi, aveau nu mai am tine, nicio grijă, nu trebuia să faci uiți prea de absolut orice problemă, iar pentru mine acesta este un lucru magic. În e o transformare. Ce te simți, Alina, când cânti? Te simți undeva da, deasupra? Da, clar, da. Păi, la fel cum ziceam, da, cum mă încarc și când merg cu el în natură, pot să fiu cât de obosită și să spun, vai, nu o să fac față în seara asta sau nu, cum ajung acolo, mă încarc la maxim. Te încarcă prezența celor care te probabil văd și te ascultă? Cred că aplauzele probabil lor. Sau... Și aplauzele. Probabil. Contează viața unui artist? Aplauzele? Da. Foarte. Foarte mult. Foarte mult. Contează totuși să ai niște pește în coșul ăla când vii acasă? Pentru mine nu. Pentru mine nu. Pentru mine e plăcerea, pregătirea, drumul, plimbarea cu barca, soarele, facem sau o vântul sau frigul, că am văzut niște poze de ale tale când erai ca în Vinețiu, așa, între noi fie vorba, când mai mult vântul purta barca decât motorul. Toate lucrurile acestea sunt niște provocări și fac parte din acest hobby, pentru că dacă totul ar fi foarte ușor, eu unul m-aș plictisi. Tot timpul am nevoie de o provocare. Când alegi momentele când să mergi la pescuit? Înainte de misiunile tale sau după misiunile oficiale, cele de la ISU? Cu siguranță misiunile sunt pe primul loc. Nu, dar zic că știi că de azi, de la ora până mâine, la aceeași oră, ești acolo. Când alegi tu să pleci la pescuit? Înainte să începi un serviciu sau după ce ai ieșit din serviciu? După când se îți încarci tu bateriile? Se întâmplă ca după serviciu să trebuiască să ajung cât mai repede în pat. Să trebuiască să dorm. Și... Pentru că dacă toată noaptea lucrăm la un incendiu sau la un alt caz, ajungi acasă la ora 9, nu-ți mai arde nici de pescuit, nici de nimic, ești pur și simplu foarte obosit. Nu mi le aleg în funcție de serviciu. Bineînțeles, avem anumite zile în care nu avem voie să plecăm din oraș, trebuie să fim în caz că e nevoie de noi. Până la urmă ești militar. Cu siguranță nu mai avem aceleași drepturi ca și un civil. Avem cu totul alt regim, dar respectând acest program... Nu, nu m-aș referi la dreptul, bănesc că aveți mai multe obligații decât un civil. Drepturile da, le aveți da, aceleași da, până la urmă. Da. Cu siguranță avem... Ai dreptul să iubești, ai dreptul să fii iubit, nu? Ai dreptul să pescuiești, ai dreptul să fii pescuit, da? Am fost pescuit... Să umbli după năluci, ai dreptul să umbli după năluci, da? Lași să umble după năluci? Eu las, el nu prea umble. Stimați spectatori, Alina și Cornel sunt familia de lângă noi. Sunt oamenii de lângă noi, sunt prietenii, sunt vecinii, sunt oamenii de pe stradă, câte doi, când îi vezi de mână frumos trecând pe lângă tine și bănuiești că sunt o familie sau dacă le vezi cumva verighetele, chiar vei ști că sunt o familie. Sunt o familie obișnuită. Obișnuită de oameni tineri, frumoși, fericiți, iată, cu puțin și au găsit în ceea ce fac o plăcere. Tot pe ce pun mâna, pun cu plăcere. Își doresc copii, pentru ei înseamnă împlinirea unei familii. Uitați-i cât de frumoși lumilor sunt. Ce să mai spui despre o asemenea treabă? Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Promitem să fim cu ochiul aproape. Peste 10 ani. Nu neapărat peste 10 ani. Putem nu la o nuntă de argint, de aur, dar putem și peste un an de zile să vedem dacă să auzim ceva prin camera aia pregătită special, da? Să jucăm la un botez, de ce nu? Să dea Dumnezeu. Să dea Domnul, da. Sănătoși să fie, pentru că
Eu, din ce văd, au realizat tot din ceea ce și-au propus. Cum? Fiind prieteni, iubindu-se, având mare încredere unul în altul și alegând să trăiască aici, lângă noi. Vă aștept la următorul interviu, dragi prieteni ai Telegram Neamț. Pe curând! La revedere! Mulțumesc.